Bună seara și bun găsit la subiectul zilei. Stăm de vorbă în această seară despre Let's Do It World. Stăm de vorbă în această seară cu domnul Dan Paicu de la Asociația Efect Verde. Bună seara! Vrem să știm puțin mai multe înainte să intrăm în programul din anul acesta al Let's Do It Romania și Let's Do It World despre această activitate pe care ați desfășurat-o și anul trecut. Despre ce fel de persoane ați angrenat în aceste activități și care a fost rezultatul? A fost un Let's Do It Arad, ceea ce încercăm să facem și anul ăsta. Anul trecut am avut un succes deosebit în ideea că am reușit să dublăm numărul de voluntari față de 2010. Am avut peste 6.000 de voluntari. Nu am reușit să avem același procent privind sacii colectați. Asta probabil însemnând că e mai puțin gunoi în Arad față de 2010. Dacă în 2010 s-au colectat 2 saci și jumătate de voluntar, noi am reușit să colectăm doar 1,14, să zicem, saci de voluntar. Dar am reușit să curățăm aproape tot județul Arad anul trecut, sau cel puțin zonele care au fost cartate și unde au fost gunoaie. Care sunt aceste zone mai precis? Zone de campare, zone de mici, zone de grătare? Anul trecut, zonele pe care le-am cartat și pe care le-am identificat au fost răspândite în tot județul, în special în jurul localităților. Anul acesta, fiindcă în ultimii 2 ani Let's Do It-ul a fost în septembrie, iar anul ăsta este mai, la nivel național s-a hotărât că nu este timp de cartare a zonelor, de identificare a celor zone cu gunoaie. Și atunci, în acest an, s-a folosit o metodă nouă pe care Aradul nu a aplicat-o. Față de județele țării, Aradul are o situație diferită, preferențială, să zicem, în relația cu Let's Do It România. Noi avem un fel de franciză cu ei și am mers pe varianta stabilirii de către noi a locațiilor unde se va face curățenia sau Ziua Națională de Curățeni. Și în acest an, împreună cu cei de la Serviciul de Gospodărie a Apelor Arad, împreună cu Rezervația Lunca Mureșului, împreună cu Agenția de Protecție a Mediului, am stabilit zonele cele mai vulnerabile, că de asta vorbim, din jurul municipiului Arad și în special de pe Lunca Mureșului, de la Sâmbăteni și până aproape de Pecica undeva. Avem și probleme de depozitare permanentă a gunoaielor, oameni obișnuiți să arunce gunoaie acolo, sau doar probleme temporare când oamenii ies la camping, la picnic și lasă mizerie în urma lor? A fost 4 zile libere, au fost, sau weekendul l-a prelungit înainte de 1 mai. Cartarea în zona, de exemplu, 3 insule Zor de Zi și în Lunca Mureșului am făcut-o înainte de 1 mai, chiar în sâmbătă înainte. Și am descoperit cele mai multe zone cu gunoaie, zonele care se regăsesc în fiecare an. Până va dispărea acest obicei de a arunca gunoaiele în anumite zone, pentru că, m-am spus, de la an la an cam sunt aceleași zone. Și, din păcate, nu sunt numai deșeuri ușor de transportat. De regulă, sunt împreună cu deșeuri de materiale de construcții, cu sticlă, pe care nouă ne este foarte greu să le colectăm și să le procesăm prin operatorii de salubritate. Dar avem, de exemplu, chiar undeva între Zădăren și Arad, pe malul Mării și o astfel de zonă, în municipiul Arad, zona Mărului, pe care o știe toată lumea foarte bine, celebra zona Mărului, inclusiv până aproape de pădurea aceala. Iar zonele cele mai poluate datorită campingurilor, să le zicem, sau acestor sărbători periodice în care ies românii, rămân la fel. Pădurea Vladimirescu, pădurea Ceala, zone consacrate. Acum, și asta e adevărat, că sunt administratori aceste zone care ar trebui să facă ceea ce facem noi, sau măcar să le administreze în așa fel încât să nu se întâmple. Știți că a apărut noua lege privind locurile unde pot fi organizate astfel de activități în iarbă, în mediul natural, dar anul ăsta nu s-a aplicat, la anul să vedem cum o să fie. Dar rămâne cu preponderență, de-aia zic, zonele în care se organizează astfel de activități în aer liber. Încercați să educați populația, este întotdeauna mai ușor să previi decât să vindeci. N-ar fi mai ușor să împărțiți pliante sau deja s-a trecut de la acea fază și se neglijează total această etapă? Numai din, să zicem, din primăvară, din martie, numai municipiul Arad s-au organizat foarte multe activități de ecologizare, inclusiv în cadrul Săptămânii Pământului, activități de educare a populației. Rezultatele nu sunt întotdeauna cele scontate.
Finanțarea care a asigurat-o primăria și Consiliul Județean proiectelor pe linie de mediu, dacă a avut cineva curiozitatea să uite, o să vadă că sunt o grămadă de proiecte tocmai pe educație. E adevărat că se face cu preponderență în școli astfel de educație. La vârste poate prea mici ca să înțeleagă foarte bine copiii ce trebuie să facă mai târziu. Sau învață în școală și uită când ajung la maturitate. Dar deșeurile, nu știu, este o adevărată cerc vicios, acest management al deșeurilor la noi. Nu s-a reușit încă până acum să fie ceva asemănător cu, nu știu, cu vestul Europei, să zicem, în care nu înseamnă doar faptul că există o întreagă rețea de colectare a acestora, ci această parte de educație a populației. Ori toată lumea știe că educația s-a făcut mai mult coercitiv decât prin măsuri din asta de a-l determina de bunăvoie. Nimănui nu-i va conveni niciodată să aibă în bucătărie 5 locuri de depozitare, să depoziteze plastic, hârtie, sticlă și să le ducă pe rând. Dar va trebui să o facă. Bine, problema cu depozitarea asta individuală s-ar putea rezolva, poate că ar fi acceptată, dar este acest serviciu gata să primească selectiv aceste deșeuri? Deci, operatorii de salubritate sau unul din operatorii de salubritate din municipiul Arad, de exemplu, face această colectare selectivă, dar numai pe două categorii, urmând ca la locația proprie, în afara orașului, pe bandă ei fac, aleg deșeurile, cele care le zic ei uscate, și atunci fac o alegere lor, care sunt neferoase, care sunt plasticuri, dar le colectează împreună, deci noi le ducem la la gunoi și vedem că vine mașina și le încarcă pe toate la un loc. Exact, dar ei fac acea selectare la bază. Doar deși o menajer este dat la o parte. În rest, acolo fac selectarea la bandă. Și ați încercat vreodată să trageți un semnal de alarmă, să zicem la garda de mediu, să le spuneți așa, uite, în locul respectiv vine câte un camion în fiecare zi să descarce moloz. Faceți ceva. Și dacă ați făcut asta, care a fost răspunsul de acolo? Încă de anul trecut, Lezduitul, România, de anul trecut, și este în lucru. A încercat să facă un registru al deșeurilor. Un registru în care să fie trecute toate locurile în care se găsesc deșeuri sau se adună deșeuri. Datele care le-am trimis și noi anul trecut, continuă în acest an să strângem date. Este al doilea proiect care se va organiza în România, pentru că în acest an, în cadrul Lezduitor, sunt trei activități mari. Prima este această zi națională de curățenie. A doua va fi undeva, probabil spre sfârșitul verii, legată de apariția acestui registru, cu locațiile în care se strâng gunoaie. Și a treia activitate este strâns legată de ceea ce numează noastră de educație, de pregătire, care probabil se va face în școli. Dar fiecare eveniment va fi popularizat în momentul apariției. Legătura noastră cu acele instituții de concentrate al Ministerului Mediului este foarte bună. Avem parteneria cu Agenția Mediului, deci nu numai pentru Lezduit, avem pentru toată activitatea Asociației Efect Verde. Lucrăm în colaborare foarte strânsă. Vicepreședintele Asociației este expert în mediu, domnul profesor universitar Dumescu. Deci nu aceasta este problema activității agențiilor. Problema este a nefuncționării, nu știu, legislației privind managementul deșeurilor. Și cum reușiți să susțineți financiar, cât este de greu în aceste vremuri, să susțineți această activitate? Pentru că totuși este un timp pe care îl întoarceți spre comunitate, care timp poate costa, poate fi convertit în bani. Reușiți să faceți față la toate acestea? Echipa națională a avut anul trecut o formulă de calcul a convertirii timpului și materialelor care au fost primite sub formă de sponsorizări în bani. Și numai județul Arad anul trecut a cheltuit, între ghilimele, s-a adunat 1 milion de euro. Și în acest an am reușit să ne asigurăm prin resursele proprii, bineînțeles, prin partenerii noștri, materialul de necesar. Avem 3.000 de saci, avem 3.000 de perechi de mănuși, avem peste 1.500 de litri de apă, de fapt, pe care să-i putem da copiilor în momentul când pleacă la curățenie. Și celelalte materiale de promovare necesare. Înseamnă foarte multă muncă, mult timp și, bineînțeles, sacrificii, dacă pot să spun, pentru că mulți membri asociației au și două joburi, dar își găsesc timp să vină și la asociație.
Și apropo de acest timp care este scump, cum reușiți să angrenați voluntarii în toate aceste activitățile pe care le desfășurați? Câți vin, câți au venit și care este trendul lor acum? Aici avem și noi un semn de întrebare legat de voluntarii de anul ăsta. Așa cum v-am zis, în 2010 au fost 3.000 la nivel județean. Anul trecut, din Arad, am avut 700 de voluntari. Anul acesta ne-am pregătit pentru 3.000 de voluntari. Din păcate, până acum nu avem înscriși foarte mult pe lista sau pe site-ul asociației. Din partea inspectoratului școlar, pentru că avem un parteneriat și cu inspectoratul școlar, deocamdată nu sunt foarte multe unități școlare care s-au înscris, dar până sâmbătă mai este, până pe 12 mai, și continuând să promovăm prin mass media, sperăm să atingem cei 3.000 de voluntari pe care ne-am propus. Da, e adevărat, trebuie să fim optimiști în acest caz, da, ca acești voluntari să apară și să depună și ei un efort la rândul lor. Vreau să vă întreb despre ce înseamnă colaborarea cu instituțiile de concentrat. Aici am vorbit despre mediu, despre Garda de Mediu, dacă mi-aduc bine aminte, și despre Agenția de Mediu. Așa. Ce înseamnă colaborarea cu celelalte instituții, primărie, inspectoratul, situațiilor de urgență și așa mai departe? Și anul trecut, așa cum am avut o colaborare foarte bună. Unitățile de concentrat al Ministerului Mediului sunt obligate, de fapt, pentru că parteneriatul este semnat la nivel național și atunci ele își dau concursul. Cel puțin Agenția pentru Protecția Mediului și-a și stabilit zona în care va lucra cu angajații ei în acest an. Celelalte structuri al Ministerului Administrației și Internelor întotdeauna și-au arătat disponibilitatea pentru astfel de activități. Inspectoratul pentru situații de urgență, prin legislația de funcționare a inspectoratului, are și ca zonă de activitate protecția mediului și are și o asociație foarte puternică, Asociația Pompierul, cu 600 de membri. Inspectorul județean de jandarmi întotdeauna a fost alături de noi, inclusiv în zonele de cartare au venit și au făcut și ei cartare alături de noi. Inspectoratul de poliție nu a avut voluntari propriu-zis, dar întotdeauna ne-au ajutat, mai ales în zona exterioară municipiului, în județ. Mai avem un parteneriat cu penitenciarul Arad și anul trecut au fost cu 30 de voluntari, să le zicem așa. Da? Anul acesta am confirmarea pentru 20 de voluntari, toți voluntarii fiind de sex feminin. În acest an urmează să le găsim o zonă mai liniștită pentru a duce activitatea. Iar administrațiile locale, din păcate, anul trecut au fost 7 care nu au reușit să-i convingem. Anul acesta, fiind doar vorba de 6 administrații locale, nu a fost nicio problemă să colaborăm, cu atât mai mult cu cât primăria Arad de la început a dorit să devină partenerul principal, fiind și cea mai interesată, pentru că e zona municipiului. Trebuie să trecem să vorbim despre programul zilei de 12 mai, ca să facem publicitate cât mai bună cât mai acestui bun eveniment. Așa că să începem. Ce se întâmplă de dimineață? Este o zi foarte importantă. Noi o să ne trezim foarte dimineață, pentru că față de anul trecut o să trimitem oameni în teren și atunci o să monitorizăm direct din teren atât evoluția voluntarilor, cât și sacii care au fost colectați. Lumea sau toți voluntarii care doresc să vină la activitate și nu s-au înscris până acum, la ora 9 îi așteptăm în piața Avrameancu. Este al treilea an în care sunt așteptat la lezduit în piața Avrameancu, la ora 9. Acolo vor primi saci, vor primi mănuși, copiii vor primi apă și vor aștepta autobuzele în piață sau în parcare la patinoarul Aradului și vor pleca în locațiile stabilite. Acolo vor fi preluați de către personalul lezduit și vor fi repartizați în zonele unde se va face asanarea gunoaielor. În jur de ora 12-13, în funcție de densitatea gunoaielor și de rezultatele lor, activitatea se va încheia. La ora 14, autobuzele vor aduce toți voluntarii înapoi în oraș. Sunteți pregătiți în cazul în care intervin unele accidentări, mai știu eu, minore, cu sticle, cu altceva? Foarte bine, suntem pregătiți. Avem un parteneriat de 2 ani cu Crucea Roșie, care ne asigură 4 echipe de voluntari ai Crucii Roșii,
atât cu pregătire, cât și cu materialele necesare pentru primul ajutor, care vor fi în teren, ținând cont că zonele de intervenție sunt în jurul municipiului, foarte aproape, dacă va fi o situație gravă, nu va fi nicio problemă din partea serviciilor specializate să ajungă la ei. Deci, sperăm să nu avem astfel de probleme, mai ales că în acest an o să avem, am și solicitat să fie mai puțin copii de vârste mici, să încercăm copii, eu știu, în jur de 12 ani în sus, pentru că eficiența este destul de mică din experiența anumitor copii mici. Nu știu, Maramureșul anul trecut a avut 28.000 de voluntari, dar au avut toate grădinițele din județ. Nu știu dacă asta e o soluție. Ca educație, da, dar ca eficiență e destul de redusă, cred că. Depinde din ce punct de vedere, da. Totuși. Ca educație înseamnă foarte mult, că pentru că acești copii nu vor arunca gunoaie în viitor. Așa ne place să credem. Da, asta ar fi cel mai bine. Să vorbim puțin, iarăși, să revenim la Săptămâna Pământului. Cam câteva repere interesante din această Săptămână a Pământului care a avut loc nu de mult, dacă puteți să ne dați. Săptămâna Pământului a fost o activitate organizată de destul de multe asociații din municipiu. Nu pot să fac referire decât la activitățile pe care le-am organizat noi. Una din ele a fost această acțiune de ecologizarea intravilanului municipiului, așa ne-am propus. Au fost înscriși 1700 de voluntari de la inspectoratul școlar. A și fost o perioadă fastă pentru că a fost acea săptămână altfel în școli și atunci copiii, nemergând la școală, s-au înscris la astfel de activități. Am reușit, după aprecierile noastre, în jur de 90% din suprafețele planificate să le ecologizăm în această activitate de o săptămână. Orașul a fost împărțit pe zone, fiecare unitate școlară a fost repartizată o zonă într-o anumită zi și s-a desfășurat această activitate. Alta activitate pe care am organizat-o a fost plantarea peste 1000 de puieți de stejar în rezervația Lunca Mureșului. Noi am organizat-o, dar participarea a fost a mai multor asociații și cred că în 3 ore am plantat peste 1000 de puieți. Acum rezultatele o să le vedem în vara asta sau la anul, mai bine zis. Și anul trecut s-a organizat o astfel de activitate tot în timpul Săptămânii Pământului, dar rămân la părerea că și plantatul de arbori trebuie făcut profesionist și dacă o faci cu voluntari, trebuie foarte bine instruiți. Nu e simplu să plantezi arbori. Mi se pare la toată lumea că e ușor. Dar când mergi să vezi rezultatele, se observă că nu e chiar așa. Dacă vorbim despre această construcție de comunitate, construiți o comunitate a unor oameni responsabili, a unui viitor, să zicem, fără atâtea gunoaie, fără atâtea griji. Este un model pe care ați încercat să-l adoptați? Ați fost în vreo țară străină de unde v-ați inspirat? Pentru că acesta nu este un comportament autohton. Și îmi pare rău să o spun, dar așa mi se pare. O să vă rog să confirmați sau nu acest lucru. Și mie îmi pare rău să confirm că poate nu neapărat pur românesc, dar cred că are ceva din balcanismul românesc. Inclusiv lezduitul. Este o activitate care are, zic eu, 3 componente. Civic, ecologic și educativ, să zicem. Civic am demonstrat. Eu cred că s-a demonstrat și în România. Din punct de vedere civic, anul trecut au fost peste 300.000 de voluntari. Deci sunt destui oameni care să fie uniți de o idee. De o idee în folosul comunității, bineînțeles. De o idee în folosul mediului. Și de-aia zic, rezultatele au fost bune. Problema este că ține doar o zi și problema mare care o consider eu că toate aceste activități civice se regăsesc aceleași persoane. Există nuclee în diferite asociații care reușesc să coaguleze în jurul lor un număr de persoane sau pentru o zi un număr mare de persoane, dar a doua zi rămâne tot nucleu. Și din păcate, din punctul meu de vedere, există aceleași persoane care împrăștie gunoaiele. Dacă așa a fost obișnuit sau, nu știu, pentru a eluda anumite obligații, preferă pur și simplu să arunce și dacă lumea s-a obișnuit să-l arunce într-un anumit loc, acolo se va găsi an de an. De-aia zic, acum instituțiile statului, administrația locală are anumite obligații. Nu e simplu să-i educi pe toată lumea sau să-i păzești, că nu ăsta e rostul lor.
dar cred că ar trebui o coerență mai puternică în activitatea asociațiilor, în domeniul ăsta, a instituțiilor, pardon, nu asociațiilor. Asociațiile fac atât cât pot. Nu poți face activități dacă nu ai finanțare. Toată lumea încearcă să facă proiecte. Statistic, nu știu, 1 din 10 câștigă un proiect. Deci poate au idei bune, dar a lui a fost cea mai bună și finanțarea a fost mică. Încercăm pe toate căile, toate asociațiile își doresc să facă lucruri cât mai multe. Unele din asta trăiesc chiar. Dar se pare că rezultatele sunt destul de puțin vizibile, așa, de la an la an. Probabil într-un timp îndelungat vom ajunge să fim așa cum vedem de afară, că sunt cetățenii și cum arată mediul afară. Apropo asociații, care este grupul de asociații care intră în această horă a Let's Do It-ului de anul acesta? Sunt cam aceleași asociații, că tot vorbeam de obiceiuri. În Arad, în 2010, această activitate, organizatorul județean a fost Asociația Progreson. Pentru că în 2009, în România, Let's Do It a avut 60 de oameni. Atâți au fost în 2009. În 2010 au fost 200.000 de gând. Diferența este enormă. În 2011 am preluat noi organizarea, dar Asociația Progreson a fost lângă noi și toată experiența de care a adunat-o ea într-un an de zile ne-a ajutat pe noi foarte mult să punem pe picioare proiectul. Sunt două asociații destul de cu multe activități în Arad, și Proprietenia și Ofensiva Tinerilor și Centrul de Voluntariat ne-a ajutat întotdeauna fără nicio problemă. Nu mai vorbesc de Crucea Roșie, care a fost partenerul nostru permanent, nu mai vorbesc de Asociația Pompierul Arad, care v-am spus, e o asociație puternică cu mulți oameni, de fapt, că aici e problema, au forță de muncă și fiind toți de o anumită profesie, există și o anumită rigurozitate și disciplină în activitatea lor. Și alte organizații care au fost, eu știu, alături de noi, noi și ceilalți, acum nu pot să le trec pe toate și dacă eu pe unii, da, sper să nu se supere, nu, dacă problemă. Am uitat să-i amintesc. Dar v-am spus, există un spirit, există un capital social în mediul asociativ, dar, nu știu, se regăsește doar în anumite momente. Sperăm că oamenii vor fi mobilizați de mesajele noastre din această seară. O să vă rog acum să faceți încă o dată, în final de emisiune, o invitație pentru 12 mai. Deci îi rog pe toți arădenii, pentru că activitățile vor fi doar în jurul municipiului Arad, să se gândească mai bine și dacă consideră că merită să vină la această activitate, dacă se consideră că au greșit odată măcar aruncând un deșeu, să vină să-și răscumpere greșeala, să le arate celorlalți că și în Arad se poate face mai mult decât s-a făcut în ultimii ani. Deci pe 12 mai, la ora 9, în piața Avram Iancu, așteptăm pe oricine dorește să contribuie la curățarea mediului din extravilanul municipiului Arad. Let's Do It World, Let's Do It România, domnule Dan Paicu, vă mulțumim pentru participarea în această emisiune. Dragi arădeni, vă rugăm să fiți responsabili și dacă vreți să faceți un lucru bun, pe 12 mai la ora 9 în piața Avram Iancu, autobuzele vă așteaptă, iar gunoaiele la fel, sperăm că le veți aduna. Vă dorim o seară plăcută și rămâneți alături de Info TV. Locul unde se nasc ideile. Nu va fi ușor să ajungi acolo, dar continuă să cauți și vei descoperi mereu lucruri noi. Honda, the power of dreams. Atunci când ai probleme de transport, soluția o găsești la noi. Fie că vrei să pleci în excursii cu prietenii sau ai de transportat o grămadă de lucruri voluminoase. Poate vrei o mașină frigo pentru afacerea ta. Ori nu ai cu ce transporta materialele de construcție la noua casă.
chiar și pentru concediul cu familia. Noi avem soluția în materie de transport. Eurovest Transit în Arad, Calea Ratnei numărul 211, 0722-251-557 sau www.eurovesttransit.ro. Electronic Shop, o gamă variată de produse și servicii, calculatoare, laptopuri, imprimante, faxuri, rețele, pirotică, service, consumabile, standarde ISO 9001. Acum la promoție, notebook Lenovo la 1290 de lei cu TVA, procesor Intel Dual Core la 2,1 GHz, memorie DDRAM 3 1 GB, hard disk 250 GB, display LED 15,6 inch. Electronic Shop, pe strada Ștefan Augustin Doinaș, colț cu afinelor. Pantofii îți pot transforma ținuta într-una deosebit de stilată. Și dacă vrei un look numai al tău, atelierul pentru montat cristale Swarovski îți stă la dispoziție. La noi puteți găsi cea mai diversificată colecție de primăvară-vară. Pantoful galben, încălțăminte din piele naturală, 100% românească. Electro Fidelity Company, instalații electrice, civile și industriale. Executăm rețele electrice pentru transport și distribuție a energiei electrice, măsurător și audit energetic, casnic și industrial. Distribuția de materiale electrice se face din showroom-ul nostru, unde găsiți totul de la siguranță până la tablou electric. Electro Fidelity Company, pe drumul dinspre Sânlean, la numărul 524, www.l-f.ro. Vrei un apartament nou în condiții de confort sporit și la preț accesibil? Acum este momentul potrivit. SC Amarad S.A. pune în vânzare ultimele apartamente disponibile cu 3 camere, cu suprafețe utile între 90 și 100 de metri pătrați, la prețuri cuprinse între 54.000 și 59.000 de euro, inclusiv TVA. Apartamentele sunt finalizate la cheie și fac parte dintr-un bloc nou construit, situat pe strada Voinicilor, în apropiere de Selgros. Pentru apartamentele achiziționate în această perioadă, SC Amarad S.A. oferă un discount între 5 și 10%, cu posibilitatea beneficierii și de TVA redus în cota de 5%, conform ordonanței de guvern 200/2008. Pentru mai multe informații, contactați Amarad la sediul din Arad, calea Aurel Vlai cu numărul 139-151 sau la telefon 0747-252-265. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.